Zilele rădăuților au fost deschise vineri 6 iulie în forță cu un program atractiv care a umplut de oameni centrul municipiului. Pata de culoare a zilei a fost parada cântecului, portului și dansului popular cu formațiile participante la Festival Internațional de Folclor Arcanul, ajuns la 27-a ediție, care s-a desfășurat pe traseul Casa de Cultură, intersecție muzeu și scena amplasată în centru. Un număr de 19 ansambluri artistice din 7 țări au trecut prin fața numerosului public, au dansat și au cântat oferind un spectacol de sunet și culoare de toată frumusețea. Primarul Nistor Tătar și directorul Casei de Cultură Ovidiu Foca au deschis oficial Festivalul Internațional de Folclor Arcanul de pe scena amplasată în centrul orașului. Iată, anul acesta a ajuns, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, la ediția 27-a. Acest festival a început în anul 1992, la inițiativa regretatului director pe atunci, domnul Mircea Băcescu, directorul Casei de Cultură, în acea vreme. Și iată că a reușit să supraviețuiască și să se îmbogățească, spunem noi, de-a lungul timpului, astfel încât astăzi am ajuns la deschiderea celei de-a 27-a ediții. Da, mulțumesc, domnul director. În primul rând vreau să vă felicit pe dumneavoastră pentru modul cum v-ați organizat la acest festival. Mulțumesc Consiliul Local și tuturor celor din Primăria Municipiului Rădăuț pentru modul de implicare și pentru că a fost făcut posibil ca să se desfășoare în condiții normale acest festival. Suntem la 27-a ediție, un festival care în anul centenar vrem să se desfășoare în condiții cât mai bune. Vedeți că, într-adevăr, demonstrăm solidaritate. Avem formații atât din Ucraina cât și din Republica Moldova, plus formații din România și din alte țări. Dar am făcut referire din Ucraina și Republica Moldova pentru că sărbătorim centenarul 100 de ani la Marea Unire. Eu urez tuturor participanților mult succes, sper să se simtă bine la noi în Bucovina, iar dumneavoastră să aveți o influență cât mai bună și după aceea să ne colectăm, dacă nu a fost ceva bun la terminarea aceste ediții, să facem pe cât posibil să ne colectăm și următoarea ediție să fie cât mai bună.
menționat că vineri a fost prezent la Zilele Rădăuțiului și ministrul turismului Bogdan Trif, alături de prefectul Mirela Elena Domnică, de parlamentarii PSD Ioan Stan, Alexandru Rădulescu, Emanuel Havrici, Maricela Cobuz și primarul Nistor Tătar. Bogdan Trif a vizitat Muzeul Etnografic Samuil și Eugenia Ioneț și a făcut câțiva pași prin centrul vechi.